găsit la știrile Info Caransebeș. Consilierii locali din Caransebeș au votat ca și în acest an primăria Caransebeș să continue anumite proiecte sociale pe care le are în municipiul de pe Timiș și Sebeș. Primăria Caransebeș a prelungit parteneriatul cu Asociația Caritas din localitate pentru proiectul social ce vizează centrul de zi Caritas. Beneficiarii centrului sunt 24 de copii proveniți din familii cu situație socio-economică precară, iar serviciile oferite în cadrul acestui proiect vizează servirea unei mese calde, activități de consiliere, dar și pregătirea lecțiilor prin programul After School. Astfel se va evita instituționalizarea copiilor aflați în dificultate și abandonul școlar. Primăria Caransebeș a alocat astfel suma de 30.000 de lei prin Serviciul Public de Asistență Socială pentru menținerea acestui proiect. În același timp, Asociația Caritas mai are un proiect social în derulare, care va continua și în 2015. Este vorba de proiectul Masa pe roți pentru bătrâni. Și tot în aceea ședință a Consiliului Local aleși și din Caransebeș au votat și pentru a continua un parteneriat cu Episcopia Caransebeșului și Consiliul Județean Caraseverin pentru centru de zi pentru mamă și copil. Consiliul Local al Municipiului Caransebeș a aprobat propunerea executivului de a continua relațiile în domeniul social pe care le avem cu Caritasul din Caransebeș în două obiective importante: Masa pe roți pentru bătrânii fără familii și centrul de zi pentru copiii cu probleme economice, sociale, care constă în a oferi copiilor o masă caldă plus un program școlar de pregătire de după amiază la materiile pe care le au de pregătit pentru a doua zi. În același sens, am continuat și proiectul care îl avem tot în domeniul social cu Episcopia și Consiliul Județean la centrul de zi pentru mama și copil, în contextul în care aici pot veni mame care au probleme financiare, sociale, cu copii care nu au soluții de creștere, de întreținere, mame care sunt victime ale violenței în familie, și acest proiect va fi în continuare subvenționat de Primăria Caransebeș, așa cum am spus, alături de celelalte două, de la Caritas, Masa pe roți și Centru de zi pentru ele. Conform unei ordonanțe de guvern, alocația zilnică de hrană pentru o masă caldă la cantina de ajutor social a Primăriei Caransebeș a crescut de la 7 la 12 lei pe zi. Cu toate acestea, meniul zilnic la cantina Primăriei din Caransebeș este ca și anul trecut, tot de 7 lei. La cantina de ajutor social din Caransebeș, meniul zilei se va putea mânca și în acest an cu 7 lei pe zi, deoarece acolo există o bună gospodărire și nu se dorește realizarea unui profit. Această precizare vine după ce guvernul a dat o ordonanță prin care s-a majorat subvenția alocației zilnice de hrană până la valoarea de 12 lei. Afirmațiile au fost făcute de primarul municipiului Caransebeș, Marcel Vela. Pentru asistații sociali din Caransebeș care mănâncă masa zilnică la cantina de ajutor social, masa de prânz rămâne la 7 lei, în schimb, până la valoarea de 12 lei se servește și cina, ce constă tot dintr-o masă caldă, mai spune primarul Caransebeș. În consecință, rămâne prețul de 7 lei la masa caldă, felul 1, felul 2 și chiar desert, pentru orice cetățean care vrea să servească masa la cantina Primăriei Caransebeș. Având în vedere că noi nu percepem TVA, nu punem profit, nu introducem alte cheltuieli indirecte în prețul meniului, reușim să obținem acest preț promoțional, oarecum subvenționat, dar care este competitiv pe piața din Caransebeș în domeniul alimentației publice. În acest mod facem și încasări la bugetul local și la cantină, efectiv pentru a exista resursa financiară pentru rulajul zilnic de a oferi masă și celor care beneficiază de masă gratuită, iar în cuantumul de 12 lei, economisind astfel de valoare de masă de prânz doar la 7 lei, până la concurența sumei de 12 lei, putem să oferim cetățenilor încă o gustare rece și pentru cină. Așadar, în concluzie, pentru cei care beneficiază de o masă zilnică la cantină, nouă oferim cu 12 lei, la același nivel calitativ o evidențiem și o oferim doar în 7 lei și până la concurența sume de 12 lei le dăm și cina, le oferim și cina, iar pentru cei care vor să servească masa contra cost, nu o servesc la 12 lei, rămâne tot în cuantumul de 7 lei.
Cea de-a 41-a ediție a simpozionului internațional Constantin Daicoviciu s-a dovedit a fi un regal cultural. Prin numărul de participanți și prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea mai importantă reuniune științifică din partea de vest a țării. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin și al Ministerului Culturii, au organizat în perioada 18-20 februarie cea de-a 41-a ediție a Simpozionului Internațional de Arheologie și Istorie in Memoriam Constantin Daicoviciu. Potrivit directorului muzeului, dr. Adrian Ardeț, prin această manifestare cultural-științifică, județul nostru ocupă locul 2 în țară după Muzeul de Arheologie din Constanța în ceea ce privește longevitatea unui simpozion de un asemenea nivel. La manifestare au participat un număr record de persoane, peste 100 de istorici și cercetători de la centre universitare din țară și străinătate, Anglia, Franța, Polonia, Italia, Austria, Croația și Serbia. Deschiderea oficială a avut loc în aula Muzeii Caransebesiensis a Instituției de Cultură din municipiu. Momentul a fost marcat de concertul susținut de Incanto Quarteto de la Opera Națională din Timișoara. La ceremonie au participat episcopul Caransebeșului, preasfințitul Lucian Mic, vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin Ilie Iova, city managerul Nicolae Borcean, precum și invitatul de onoare a acestui eveniment, profesor universitar dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie din București. Dunărea, într-adevăr, este fluviul care unește Europa creștină. Este, dacă vreți, râul sfințit care leagă Orientul Ortodox de Occidentul Catolic și, nu în ultimul rând, este altera spirituală care leagă cei doi plămâni ai Bisericii Apostolice Universale, Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică, prin care respiră și trăiește în Duh și adevăr o lume care și-a asumat de 2000 de ani viața în Hristos. În Dunăre și afluenții săi și-au găsit sfârșitul creștinesc și moartea martirică pentru Biserica lui Hristos, foarte mulți misionari și propovăduitori, dar și foarte mulți mărturisitori și mucenici. La rândul lui, Ilie Iova, vicepreședintele Consiliului Județean, a vorbit asistenței despre rolul administrației județene în organizarea unor astfel de evenimente. Având în vedere că Muzeul Regimentului de Graniță din Caransebeș se află sub tutela Consiliului Județean, rolul nostru este de a asigura fondurile necesare a desfășurării activității acestui muzeu și desfășurării activității acestui simpozion. Lucru pe care în ultimii ani și în continuare noi îl vom face. Vreau să vă spun că bugetul tuturor acțiunilor Muzeului Regimentului de Graniță din Caransebeș a fost votat de plenul Consiliului Județean, are fondurile asigurate și vreau să-l felicit pe domnul Ardeț pentru faptul că agenda dânsului de activități culturale este foarte încărcată în fiecare an, lucru pe care pe noi ne onorează și noi continuăm să finanțăm toate aceste activități, activități care lasă în urma noastră multe lucruri, multe fapte. Pentru mine acest simpozion internațional, care iată devine tradițional, reprezintă și o manifestare de suflet. De ce spun asta? Pentru că personal l-am cunoscut pe academicianul Constantin Daicoviciu. Era în vremea studenției mele la Cluj. Era un om venerabil încă de atunci, extrem de comunicativ, extrem de jovial și cum noi eram foarte mulți băiețeni la Cluj, la toate facultățile, domnia sa găsea timp să vină alături de bănățeni la Balul Bănățenilor pe care îl organizam în fiecare an. Și se întreținea cu noi
Te-ai fi spus că nu este de așa amvergură academică. Știa să fie și academic, știa să fie și riguros, dar era și extrem, extrem de prietenos, extrem de jovial și de comunicativ. Deci era o mare plăcere să fii alături de această personalitate grandioasă a istoriei noastre naționale. Mă amintesc cu plăcere de domnia sa, am un propriu spus acum, diploma mea de licență, să știți că este semnată de Constantin Daicoviciu și mă mândresc cu asta. După acest moment a avut loc conferința susținută de profesorul universitar dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie. Timp de 45 de minute, fostul ministru de externe al României a captat atenția celor prezenți cu un regal cultural, o prelegere pe care a început-o de la faptul că românii n-au iubit în mod tradițional peștele, socotindu-l mâncarea săracului. Despre Grigore Antipa, primul om care a remarcat importanța României, regele Carol I, regiunea Dobrogea și alipirea ei forțată de România, relația dintre România și Iugoslavia în timpul lui Tito, Ucraina, Georgia, summitul NATO de la București, Iuliu Maniu, Ialta, tinerii noștri și internetul, Churchill și Stalin și a revenit la Dunăre și la ecosistemul ei. La finalul festivității de deschidere, mulțumind pentru invitație, Adrian Cioroianu a recunoscut că a aflat cu uimire că simpozionul este unul atât de longeviv. Că mi-am dat seama că acest simpozion a început după 90, el exista dinainte și duce mai departe memoria unuia dintre mari istorici pe care a avut istoriografia română. Istoricul Daicoviciu a fost pentru o întreagă pleiadă din generația care au fost studenți, a fost un model, a fost un exemplu de profesor și de om care scrie, care a gândit. Și repet, faptul că în Caransebeș există această tradiție și iată că am avut și ocazia de a mă intersecta cu ea, pentru mine a constituit o plăcere și o onoare. Lucrările simpozionului au continuat miercuri și joi cu susținerea comunicărilor celor aproximativ 100 de participanți. Vineri, în ultima zi a acestui mare eveniment, programul a cuprins o excursie tematică pe traseul cuprins între Caransebeș și Ulpia Traiana Sarmisegetusa. La Oțelul Roșu, participanții au vizitat Biserica Ferdinand, a cărei pictură a fost executată de pictorul Corneliu Baba și tatăl său Gheorghe Baba în perioada 1937-38. Apoi a fost vizitat Parcul Arheologic și Muzeul Capitalei Dacia Ulpia Traiana Sarmisegetusa, precum și Biserica de secol XIII de la Densuș. Prin numărul de participanți și prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea mai importantă reuniune științifică din partea de vest a țării. Comunicările prezentate se vor regăsi în revista Tibiscum a Muzeului Caransebeșan. Societatea Kaufland a donat 30 de calculatoare de ultimă generație legate la rețeaua de internet Colegiului Național Cedeloga. Acțiunea este menită să ofere copiilor un sprijin pentru educație și pentru formare. 30 de calculatoare de ultimă generație au intrat în dotarea Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga. Donația a fost făcută de Kaufland România împreună cu Asociația Școala de Valori. Investiția s-a derulat prin campania Ajutăm Împreună, ajunsă acum la cea de-a treia ediție, după ce, la primele două, a fost dotată grădinița cu program prelungit numărul 5 și fosta școală generală numărul 2. Noi, prin această campanie, acum am fost dotați cu 30 de calculatoare de ultimă generație, legate la rețeaua de internet, care ne sunt extraordinar de necesare în procesul de învățământ. Ne bucurăm că au susținut această campanie și că au investit în educație. Este o investiție de viitor necesară țării noastre. La rândul ei, Georgiana Silardi, reprezentant Kaufland Caransebeș, a mulțumit tuturor celor implicați în această campanie. Kaufland și Școala de Valori doresc să vă mulțumească tuturor celor implicați și în special clienților noștri care au participat la această campanie desfășurată în magazinele noastre. De asemenea, dorim să mulțumim și celor prezenți la această festivitate. Sperăm ca acțiunile noastre permanente să oferim copiilor o educație mai bună pentru a se forma și a-și dezvolta creativitatea. Vom susține în continuare, încrezători în succesul acestora, campanii și proiecte sociale în orașul nostru. Declarându-se mulțumit de maniera în care funcționează o societate comercială cu școala, doctorul Nicolae Grindeanu, inspector școlar general, a precizat că orice investiție în educație înseamnă investiție în viitorul țării. Este vorba de dotarea acestor instituții de învățământ cu mijloace electronice, cu calculatoare,
Acest element noi îl apreciem foarte mult, pentru că totuși o societate care nu are o intersecție foarte clară cu educația, a înțeles că investind în educație, investesc în viitorul acestei țări și nu avem decât să apreciem în mod deosebit acest efort al societății. Sunt convins că acest parteneriat între această firmă și unitățile de învățământ, inspectoratul școlar, acest parteneriat va continua. Prezent la eveniment, profesorul Nicolae Borcean, city managerul municipiului, mulțumind firmei donatoare, a declarat că a fost și rămâne un om al învățământului. În primul rând, țin să-i felicit și să le mulțumesc din suflet celor de la firma Kaufland pentru generozitatea s-a dovedită de-a lungul anilor. Suntem deja la a treia ediție de sprijin al unităților de învățământ. În al doilea rând, vreau să remarc discernământul de care dau dovadă, și anume faptul că s-au ostenit de fiecare dată să fie alături de școli, ținând seama de faptul că învățământul este cel care trebuie să asigure, până la urmă, progresul, prosperitatea societății românești. Manifestarea s-a încheiat cu un spectacol de cântece și muzică populară, susținut de elevii Unității de Învățământ. Târgul Mărțișorului, manifestarea ajunsă deja la a cincea ediție, a adus la Caransebeș simboluri ale primăverii din toate colțurile țării. Acțiunea urmărește continuarea tradiției, dar și marcarea sărbătorii române, potrivit căreia anul nou începe în data de 1 martie. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, a organizat în perioada 25 februarie-1 martie cea de-a cincea ediție a Târgului Mărțișorului. Întreaga manifestare s-a derulat cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. Ca în fiecare an, punem la dispoziția publicului larg mărțișoare provenite de la producători. Zona de proveniență acestora fiind Suceava, Timișoara, Arad și Hunedoara, mărțișoarele sunt confecționate din lemn, ceramică, pastă fimo și avem mătase. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, pe lângă faptul că continuă tradiția mărțișorului păstrat în etnografia poporului român, valorifică și sărbătoarea romană de la 1 martie, adică anul nou roman. Am reușit și anul acesta să aducem mărțișoare tradiționale, fără a exclude totodată și mărțișoarele mai moderne. Mărțișorul este un obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu, care apare în tradiția românilor și a unor populații învecinate. Femeile și fetele primesc mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie ca semn al sosirii primăverii. Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. Pentru copii, carnavalul este o mare distracție, pentru că astfel ei devin, pentru câteva ore, personajele pe care le iubesc. Așa s-a întâmplat și cu Breaking Day de la grădinițele PN4, PN5 și PP5 din Caransebeș, care au participat la Carnavalul Prieteniei.
Și dacă sărbătoarea Fășangului reprezintă bucuria victoriei binelui asupra răului, a luminii asupra întunericului sau a vieții asupra morții, așa s-au gândit și copiii de la grădinițele PN4, PP5 și PN5 din Caransebeș, care s-au costumat pentru sărbătoare. Pentru ei, sărbătoarea s-a transformat într-un carnaval cu personaje care mai de care mai pitorești, de la cele din desene animate până la personajele din povești. Nu au lipsit zânele, prinții și prințesele, iar educatoarele i-au susținut pe cei mici. Manifestarea în sine s-a derulat sub genericul Carnavalul Veseliei, Carnavalul Prieteniei și face parte din proiectul educațional Copil ca tine sunt și eu. În cadrul acestor grădinițe sunt și grupe de limba română, dar și grupe cu predare în limba germană. Acțiunile pregătite în cadrul proiectului intercultural Copil ca tine sunt și eu, proiect coordonat de doamna profesor Munteanu Urban Monica Renate. Activitatea desfășurată pe ziua de astăzi s-a numit Carnavalul Veseliei, Carnavalul Prieteniei. La acest carnaval au participat copii atât din grădinița cu program normal numărul 4, program prelungit numărul 5 și program normal numărul 5, grădinițe unde își desfășoară activitatea educatoare atât pe limbă de predare limba română, cât și pe limbă de predare limba germană. În cadrul acestei activități s-au prezentat costume ale personajelor din diferite povești, desene animate, costume pregătite de doamnele educatoare, de părinți și chiar de copii. Copiii, după ce și-au pregătit măști care mai de care mai frumoase și mai bine făcute, au cântat, au dansat, s-au simțit foarte bine și au primit chiar și diplome. Am dorit să fim alături de etnia germană, să prezentăm un obicei specific etniei germane și anume fașingul. Este ultima sărbătoare înainte de intrarea în postul Paștelui. Oamenii se mascau înainte nu aveau măști așa de senzaționale cum au avut astăzi copiii noștri. Se mascau cu ce aveau la îndemână și doreau să prezinte, să sperie un pic iarna, să plece de la noi. Cam acesta este obiceiul. Astăzi au participat copiii de la secția germană, dar și de la secția română. Toți au fost foarte încântați. Așadar, termenul de fășang vine din germană și se traduce mască. Începe în prima duminică după lăsata secului cu 6 săptămâni înainte de postul Paștelui. De asemenea, fășangul este un spectacol, un carnaval al costumelor și măștilor, precum o piesă de teatru în aer liber. Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Sport. În divizia A1 de volei masculin, runda intermediară a fost favorabilă echipei din Caransebeș. Pe propriul teren, volebaliștii pregătiți de Dimitar Pangarov s-au impus în 3 seturi în fața formației Steaua București. În derbiul nou promovatelor din actualul sezon, Volei Club Banatul Caransebeș a avut încă o dată câștig de cauză în fața echipei Steaua. Gugulanii se impuseseră în tur cu 3-0, iar meciul disputat ieri în sala din cartierul caransebeșean Pipirig a avut același deznodământ. Elevii bulgarului Dimitar Pangarov au câștigat în 3 seturi, la 18, 22 și 21. Pentru caransebeșeni a fost cea de-a doua victorie de 3 puncte din retur, în timp ce steliștii se află la prima înfrângere cu 0-3 din 2015. Sincer, nu mă așteptam, pentru că este primul meci anul acesta pe care îl pierdem 3-0 și cred că n-am făcut un meci nemaipomenit. Am jucat destul de slab, n-am reușit să profităm de momentele bune pe care le-am avut și am greșit foarte mult, în special la preluare. Am gestionat foarte rău acele situații și acest lucru ne-a costat. Chiar și în primul set, dacă țin minte, am avut 7-4.
nu a fost să fie, n-am gestionat bine acel avantaj moral pe care l-am avut în situații cheie și până la urmă echipa gazdă a câștigat. Eu vreau să-i felicit pe jucătorii din Caransebeș. Vreau să-i felicit și pe ai mei, pentru, nu pentru meciul de astăzi, pentru meciurile pe care le-am făcut până acum. Am reușit evoluții destul de bune, chiar dacă am adus puncte puține. Sper că și spectatorii din sală să fi fost mulțumiți de jocul de astăzi. A fost un joc pe care l-am câștigat pe merit, pe muncă multă, pe sudoarea băieților, le mulțumesc. Unii au fost bolnavi, au meritat toate felicitările. Iar de acum înainte, sperăm să facem o figură frumoasă la Craiova, unde să venim cu punct sau puncte, să batem Dinamo acasă și sperăm că dacă rezultatele etapei de astăzi ne sunt favorabile, să părăsim și locul nou. Meciul astăzi a fost deosebit. Suntem foarte mulțumiți de prestația sportivilor noștri. Au făcut un efort deosebit. Au fost într-adevăr o echipă, o echipă care dă speranțe pentru viitor. Într-adevăr, suntem în ultima parte a clasamentului, dar în continuare ne dăm multe speranțe pentru reușite în jocurile următoare. După acest rezultat, Volei Club Banatul Caransebeș părăsește în sfârșit penultimul loc al clasamentului. Cu 18 puncte în cont, echipa Gugulanilor ocupă poziția a noua. În spatele caransebeșenilor se află acum Phoenix și Mleul Silvaniei și Volei Club LPS Piatra Neamț. Lanterna Roșie e în continuare Steaua București. Aici se încheie ediția din această săptămână a știrilor Info Caransebeș. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!